Încă și acum unii din noi nu ai noștri, căci cu forma și nu cu chipul se suie în ograda noastră, ajungând și aceștia lângă 70 de ani, mai mult sau mai puțin, într-același chip își îngrijesc barba, pe care să-i îndrepteze Dumnezeu și să-i răpească din socoteala și credința tiranului aceluia și să-i aducă la adevăr, mai înainte de a se supune morții cu trupul și cu sufletul. Iar prefericitul Ștefan, deși puțin am ieșit din cale fiind silit, văzând pe Gheorghe într-o formă ca aceea, a zis: cu adevărat, tu, frate, nu ești din palatul împărătesc? Iar el răspunse: așa este, părinte, dar prin fărădelegea împăratului, care cu rea credință stăpânește, am rătăcit toți și către primejdii sufletească ne-am plecat. Și abia trezindu-mă dintr-un chip rău ca acesta, iată, fiind povățuit de Dumnezeu, la acestea de aici am venit. Și acum, cinstite părinte, să nu fii izgonit din oftea ta cea de suflet mântuitoare, ci să dobândesc chipul cel îngeresc. Iar cinstitul Ștefan i-a zis: nu pot să o fac aceasta pentru primejdia care este din partea tiranului, ca nu cumva înștiințându-se să-ți robească sufletul tău de la mântuire și cu cursele cele vechi te va împlătici pe tine. Iar el iarăși căzând zicea: cuvânt vei da lui Dumnezeu pentru mine dacă vei zăbovi amătunde. Iar Sfântul i-a zis: dar fi fost fără primejdie, aș fi împlinit glasul cel evanghelicesc, că pe cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară. Deci de vreme ce, precum ai zis, din tot sufletul te apropii, aceasta o voi împlini, însă vezi numai să nu te ajungă ispită. Și zicând aceasta și învățându-l cu cuvinte folositoare, l-a dezbrăcat de portul cel lumesc și l-a îmbrăcat cu îmbrăcămintea supunerii. Și astfel au trecut 3 zile. Iar tiranul împărat, adunând poporul în priveliștea alergării de cai, stând deasupra la treptele zise ale Rusiului, a strigat acestea: să n-am parte de viață cu ceata nepomeniților celor de Dumnezeu urâți. Iar poporul, plângând și încercând să se arate tulburat, a zis: nici urma chipului lor nu s-a arătat în cetatea ta, stăpâne. Atunci tiranul a strigat cu iuțime: nu voi mai putea suferi bântuirile lor, pentru că pe toți cei de sub mine pe ascuns i-a atras și întunericul i-a dat. Și neîndestulându-se, iată, și pe iubitul sufletului meu, Gheorghe Singlitun, din brațele mele răpindu-l, l-a făcut avă. O silnicie din asuprirea acestora, dar să aruncăm către Domnul grija noastră și el îl va arăta pe dânsul de grab, numai rugăciune să facem. Și toți au zis: cu adevărat, inima ta este în mâna lui Dumnezeu și rugându-te tu, negreșit te va auzi Domnul. Iar după a treia zi, cuviosul Ștefan, învățând multe pe vicleanul înrăutate Gheorghe, l-a tuns și l-a îmbrăcat pe dânsul cu sfântul chip. Iar slujitorul fărădelegii, nepăzind deloc ale lui Dumnezeu, pentru că în sufletul cel cu rea meșteșugire înțelepciunea nu va intra, precum este scris, iar după alte 3 zile fugind din deal, s-a dus la palatul împărătesc. Și l-a primit împăratul cu dragoste ca pe unul ce a împlinit născocirea reliului sfătuirii și l-a sărutat pe acesta nu pentru chip, ci pentru călcarea lui și pentru aflarea pricinii ca să ucidă pe sfântul. Și apucând vreme cu prilej, a poruncit ca de dimineață toate vârstele de la bătrân până la prung, bărbați și femei, în tăcerea să adună la priveliștea alergării de cai. Deci toți adunându-se și nenumărată mulțime îngrămădindu-se, iar tiranul stând pe aceleași trepte înalte, a strigat mai întâi aceasta: a biruit norocul meu și Dumnezeu a auzit rugăciunile mele. Iar poporul striga: oare când Dumnezeu nu te ascultă pe tine? Și împăratul, veselindu-se și râzând, a zis: mi-a descoperit mie Dumnezeu pe cel căutat și de veți voi, vi-l voi arăta. Iar mulțimea cu urle te grăia: uncește-l pe acesta, înjunghi-l, arde-l cu foc ca pe unul ce a călcat porunca ta. Iar împăratul l-a adus pe Gheorghe spre arătare tuturor. Iar mulțimea s-a tulburat, văzându-l pe el îmbrăcat în chipul monahicesc, și a strigat cu glas ticălos, precum de demult strigau iudeii: ia-l, ia-l, răstignește-l pe Fiul lui Dumnezeu! Așa și aceștia, rău să vadă și răi să fie anii lui, să fie ucis, să fie ucis! Apoi, cu porunca tiranului, l-au dezbrăcat de sfințita mantie și au aruncat-o la popor, asemenea și sfințitul Culion, și au fost călcate în picioare. Apoi, după ce au scos și analavul cel în chipul crucii ca să-l arunce, împăratul, luându-l în mâinile lui, se întorcea încolo și încoace întrebând: ce să fie oare? Iar unul din boierii ce de un chip cu satana, pe al cărui nume nu-l voi pomeni pentru că numele lui era de balaur, a strigat: aruncă-l și pe acesta, împărate, ca să se calce funia spânzurării celei satanicești. L-a aruncat și pe acela și asemenea a aruncat și cureaua. Apoi 4 bărbați, plecându-se la pământ și apucându-se de hainele călcătorului de poruncă, îl plecară jos și ca în chip de jupuire l-au pus în mijlocul tuturor. Apoi, aducând o vadră plină cu apă, au turnat-o peste dânsul spre răsturnarea botezului. Atunci, punându-i coif pe cap și îmbrăcăminte ostășească, tiranul împărat i-a dat sabia cu ale sale mâini și l-a ridicat la treaptă mai înaltă în vrednicia de comis.
apoi a poruncit să meargă mulțime nenumărată de ostași la dealul Sfântului Axentie și, alergând de toată mulțimea și risipind pe ucenicii Sfântului Ștefan, au ars mănăstirea și biserica până la temelii, făcându-le cenușă. Iar pe Sfântul Lundul din peșteră au plecat către pogorâșul mării. Și care cuvânt de tânguire va povesti cu jale necazurile cele pătimitoare ale Sfântului în acea călătorie? Pentru că unii îl băteau peste spate cu vergi, alții îl împingeau către pogorâșul râpei, alții umpleau cu scuipat fața Sfântului, iar alții, frângând bețele cele mai putrede ca să facă sunet, îl băteau peste cap, avându-l ca pe un măscărici. Iar alții, cu stâlpări de dafe, înjucau înaintea lui cu batjocură, neîncetând a-l numi împotrivitor, nepomenit, îmbrăcat cu întuneric și alte cuvinte urâte zicându-i. Și pe scurt, chinuindu-l în tot felul, au ajuns la malul mării. Și punându-l în luntre, pentru că nu putea umbla din pricina locuinței lui cele prea strâmte și amfrânării, au ajuns la mănăstirea cea sfântă a lui Filipic, care se afla la marea cetății Hristopolii și acolo, închizând pe sfântul, au făcut arătate împăratului toate cele despre dânsul. Și înștiințându-se împăratul despre ocara și stricarea desăvârșită a mănăstirii, a dat poruncă că dacă va fi prins cineva la dealul lui Axentie să primească moarte de sabie. Apoi, chemându-i pe cei de un chip cu el la bârfire, pe începătorii de eres, pe episcotii, adică pe Teodosie, cel cu nume mincinos episcop al Efesului, pe Constantin, izvăditorul de lucruri noi al Nicomidiei, și pe cel cu același nume cu acesta, al Nacoliei, împreună cu Sisinie Pastila și cu Vasile Tricacavul, precum și pe cei ce covârșeau un cuvânt ai palatului, pe Calist cel mai netezis, pe Convoconom, scriitorul, pe Masara cel cugetător de saracini. I-a trimis pe aceștia către începătorul păstorilor cel de un nume și un obicei cu dânsul, ca să facă împreună cu dâns și călătorie către mănăstirea cea mai înainte zisă, în Hrisopolii. Iar năimitul păstor și vânzător, știind cunoștința și dreapta credința Sfântului și preafericitului părintelui nostru Ștefan, s-a lepădat a merge împreună cu dâns și zicând: duceți-vă în pace, pentru că a vorbi Constantin împreună cu Ștefan este multă depărtare, căci la mine este cuvânt numai, iar la dânsul împreună cu cuvântul este și puterea Dumnezeescului Duh. Deci vedeți ce veți auzi de la dânsul. Iar ei, luând hotărârea sinodului celui de adunare mincinoasă, pornind de la patriarhul, au ajuns la mănăstirea cea mai înainte zisă. Apoi, intrând în Sfânta Biserică, au făcut rugăciune și către scăldătoare întorcându-se, au șezut pe treptele ce erau acolo și au poruncit să aducă îndată pe Sfântul. Și a fost adus Sfântul fiind ținut de doi, pentru că nu putea umbla, având picioarele închise în obeze fier. Și văzându-l urătorii de Dumnezeu, au lăcrimat. Apoi Teodosie al Efesului a zis către dânsul: cu ce chip omule al lui Dumnezeu ai ales a nesocoti eretici și a cugeta mai presus decât împărații, arhipăstorii și episcopii și decât toți creștinii? Au doar noi toți neguțătorim paguba sufletelor noastre? Iar Sfântul cu glas lin a zis către dânsii: luați aminte ce a scris Ilie prorocul către Ahav: nu răzvrătesc eu, ci tu și casa tatălui tău. Pentru că nu sunt eu acela ce tulbur, ci voi, ci ce ați călcat învățătura cea de demult a părinților și ați învățat nouă glăsuire de șartă în biserică. Pentru că dacă ceea ce covârșește cu vechimea este lucru vrednic de cucernicie, după cum a zis un înțelept, atunci cele nouă glăsuite de voi sunt deșarte toate și înstrăinate de la Dumnezeu. Și nu numai atât, ci și minciuni stricătoare de biserică. Dar se poate zice după prorocul: învățații pământului și boierii împreună cu păstorii și cu vânzătorii turmei s-au adunat asupra Bisericii lui Hristos, cugetând cele deșarte și zadarnice. Deci acestea fiind grăite de Sfântul Constantin al Nicomidiei, care a scornit lucruri noi, zburdând cu trupul și cu mintea, pentru că încă avea 30 de ani, sărind a lovit cu piciorul peste obraz pe Sfântul, care ședea jos, precum odată în vremea lui Antioh, pe Sfințitul Eliazar. Și unul din amarii și cruzii portători de lâncii, sărind, l-a lovit cu picioarele și a căzut fericitul, iar ei au început a-l călca cu picioarele pe piept. Iar cinstitul Ștefan, fiind ținut de porunca evanghelicească, s-a dat pe sine nu numai peste un obraz să fie lovit, ci și pe celălalt. Iar Calis și Convoconom, fiind sfetnici, pe nesfințitul Constantin făcându-l să tacă, au zis Sfântului: două pricini sunt, sau te pleci și scălești, ori dacă nu, morții să te dai, ca unul ce grește împotriva părinților și împăraților care de la Dumnezeu au învățat legea. Iar Sfântul a zis: ia aminte, domnule Patriciu, mie a trăim este Hristos și a murit pentru Sfânta lui Icoană îmi este dobândă și slavă, că odată și de două ori ți-am zis ție, arătând palma, că dacă atâta sânge viețuitor ar fi în mine, îl voi da să se verse pentru scopul acesta. Dar să se citească hotărârea sinodului vostru și voi vedea ce dreptate are spre răsturnarea cinstitelor icoane. Și îndată Constantin al Nacoliei, deschizând cartea, a citit acestea:
hotărârea Sfântului și a toată lumea al șaptelea sinod. Iar Sfântul, făcându-i semn acestuia să tacă, a zis: „O, ce nebunie! De la minciună începând și pe aceasta spre apărare lundă prin toată glăsuirea voastră cea deșartă și născocitoare de lucruri noi, într-o minciună ați sfârșit voi, defăimătorii de creștini. Căci cum este sfânt cel ce a pângărit pe cele sfinte? Oare nu de voi s-au călcat cele sfinte? Au nu la soborul vostru s-a adus vina asupra unui episcop de către niște bărbați iubitori de Hristos, că a călcat un sfânt disc al preacuratelor taine ale lui Dumnezeu, pentru că avea închipuite cinstitele icoane lui Hristos, a Maicii Domnului și a Mergătorului înainte, iar voi lăsând vina călcării, pe acesta l-ați primit a lucra cele sfinte. Iar pe iubitorii de Hristos i-ați afurisit, numindu-i izbânditori a idolilor. Ce lucru este mai urător de cele sfinte decât acesta? Au nu ați rupt sfintele acoperăminte și le-ați prăpădit? Deci cum se va numi sinodul vostru sfânt? Au nu ați înstrăinat sfințenie de la toți sfinții, drepții, apostoli și mucenicii și ați dogmatisit zicând: „Unde mergi? La apostoli. De unde vii? De la 40 de mucenici. Unde și la care? La mucenicul Teodor și la mucenicul Acachie și la cei ca aceștia. Nu sunt acestea învățăturile voastre? Și cum ați alcătuit Sfânt Sinod, voi care ați necinstit cele sfinte? O, ce nebunie! Apoi cum l-ați numit a toată lumea când nu a fost niciunul dintre patriarhi? Nici împuterniciții s-au trimis și lor, precum cer canoanele. Unde sunt cărțile lor ca sinodul vostru de adunare mincinoasă să se propovăduiască ca fiind a toată lumea? Și cum se zice al șaptelea cel ce n-a urmat pe cele șase mai înainte de el? Căci dacă se zice al șaptelea, atunci ar fi trebuit să urmeze celui din tâi și celui de-al doilea și următoarelor care au fost până la el. Iar voi, călcând predaniile celor șase, cu ce chip l-ați numit al șaptelea sinod, nu mă dumiresc.” Iar Tricacavul zicea: „Și ce am călcat noi din sfintele șase sinoade a toată lumea?” Sfântul a zis: „Nu s-au adunat sfintele șase sinoade în sfințitele biserici? Cel din tâi în Nicea, în biserica Sfintei Sofii, al doilea în Constantinopol, în biserica Sfintei Irina, al treilea în Efes, în biserica Cuvântătorului de Dumnezeu Ioan, al patrulea în Mitropolia Calcedonienilor, în biserica Prelăudatei Sico, al cincilea iarăși în Constantinopol, în biserica Sfintei Sofii, iar al șaselea în biserica palatului care se numește Trula. Au nu în toate bisericile acelea se zugrăveau icoane? Spune, o episcope.” Iar acela, zicând că așa este, atunci dreptul ridicându-și ochii spre cer și din inimă tare suspinând și mâinile întinzând, a zis: „Dacă cineva nu se închină Domnului nostru Iisus Hristos închipuit în icoană după omenire, să fie anatema și să se numere cu aceia care au strigat: „Ial, ial, răstignește-l pe el!” Iar șoptitorii aceștia, înspăimântându-se de îndrăzneala Sfântului și el încă mai vrând să grăiască, ei s-au sculat, poruncind numai să-l închidă pe el și fiind rușinați s-au întors la împărăție. Iar împăratul, întrebându-i ce au făcut, episcopii vrând a ascunde biruirea, a răspuns calist: „Ne-a biruit, împărate, pentru că bărbatul acela este înalt cu puterea, cu cuvântul și cu îndrăzneala morții.” Iar el, fierbând de mânie, a scris îndată izgonirea lui în laturile Lespontului la insula ce se cheamă Proconis. Iar Sfântul, făcând 17 zile în locașul Hrisopoliei, a stat nemâncat. Măcar că împăratul îi trimitea multe spre hrană, dar el iarăși le întorcea către dânsul, zicând cele ce am scris mai sus. Iar în zilele acelea, egumenul mănăstirii, bolind peste putere cu prea înfierbântata boală a lingorii, s-a deznădăjduit de doctori și, văzându-se cu totul lipsit, trimițând pe cei din tâi locașului la cuviosul, acolo unde el era închis, îl ruga să vină la dânsul sau măcar să se roage pentru dânsul, zicând: „Cu trupul ne despărțim unul de altul. Deci vino, cinstite părinte, măcar să săruți a mea neputincioasă smerenie, căci doar până la nouă la ceas vor sluji puterile mele ca să țină sufletul meu.” Iar Sfântul, auzind acestea, a poftit să meargă și, vorbind cu cel ce bolea și apucându-l de mână, a zis: „Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce a ridicat neputințele noastre și bolile le-a purtat, cu puterea lui cea vindecătoare cercetându-te să te scoale pe tine.” Și îndată s-a ușurat egumenul de boală și i-a zis Sfântul: „Nu voiești să bei vin neamestecat?” Iar el a zis: „Da, părinte.” Iar cinstitul Ștefan, umplând un pahar cu vin neamestecat, i-a dat egumenului să bea. Și când a băut, îndată asudând foarte, spre sănătate s-a întors. Iar Sfântul, luându-și ziua bună, i-a zis: „Roagă-te pentru mine și fă pomenire de smerenia mea, iar dacă vei avea trebuință vreodată de ceva, să te apropii la deal.” Apoi, de acolo pornind și suindu-se în corabie, a ajuns la insula cea mai înainte pomenită și, lepădat fiind întrânsa, trecând prin locurile ei pustii, a venit la un loc prăpăstios și înfricoșat dinspre mare. Apoi, înconjurând prăpăstile ce se aflau mai sus de marginea mării, pentru iubirea de liniște, fiind povățuit de Dumnezeu, a aflat o locuință cu chip de peșteră foarte veselitoare și minunată, în prăpastia ce dinspre miază zi a insulei, care se numea Chisuda, întru care era zidită o biserică în cinstea Sfintei Ana.
și bucurându-se fericitul ca și cum de Dumnezeu era locul pregătit pentru el, a locuit întrânsul, hrănindu-se cu ierburile care se găseau. Iar ucenicii Sfântului, cei goniți din munte, auzind de izgonirea învățătorului, au venit la Proconis și au mers la Sfântul ca niște oi ce sunt adunate de fluirul păstorului. Și numai doi au fost robiți din Sfințita Obște și au luat chipul lumesc. Serghie, cel mai nedespus, care scrind hârtia cea ocărătoare asupra Sfântului, a trimis-o împăratului în oaste. Și Ștefan, cel dureros la suflet, care fiind sluga lui Calist cel de multe ori pomenit, a fost îmbrăcat de cuviosul în Sfântul Chip și a fost monah și preot în locașul muntelui. Deci acest ticălos Ștefan, ducându-se împreună cu acel Serghie de la Dumnezeu și de la chipul îngeresc, s-au dus la corbi. Și fiind îmbrăcat de împărat cu haină mirenească, întorcându-se ca un câine la vărsătura sa, a zis: astăzi, stăpâne, din gâtlejul satanei prin tine fiind răpit, cu lumine m-am îmbrăcat. Pe care tiranul, fiind atras de acest ticălos glas, l-a iubit pe el și luându-l pentru lăcomia gâtlejului său și pentru călcarea de porunca lui Dumnezeu și a chipului monahicesc, l-a așezat slujitor în palatul lui, unde îi făcea necuratele lui alaiuri, care se numeau ale Sofiei, și l-a numit popă al bucuriei pe acela care era vrednic de multe lacrimi. Aceștia doi singuri au lipsit, precum odinioară Iuda din cei 12 apostoli, iar din 40-mea mucenicilor, cel ce s-a topit ca un căzut. Însă toți ceilalți frați, fiind păstoriți de cuviosul, au alcătuit mănăstire în Proconis. Dar încă și mama Sfântului din mănăstirea Trihinareilor, pornind, împreună cu sora lui la insula au ajuns și către Sfântul au mers. Iar Sfântul, zidind o mică închidere în chip de stâlp în locul acela în care se află și până acum, a intrat întrânsa la vârsta de 49 de ani, ținându-se de așezământul petrecerii cele mai dinainte. Deci acum este vreme să vorbesc și pentru grădina minunilor celor din insula Proconis, după cât îmi este cu putință, că într-o aceasta cu iubitorii de Dumnezeu și iubitorii de sărbătoare împreună prăznuind, să zicem într-adevăr: minunat este Dumnezeu întru sfinții săi! Și nimeni să nu fie necredincios, fraților, mai ales că și Domnul zice: cel ce crede într-un mine, lucrurile pe care le fac eu și acelea le va face, și mai mari decât acestea va face. Nu cu puterea lui izvorând facerea de bine, ci cu numele meu și cu chemarea mea. Pentru că eu sunt cel ce toate întru toți le lucrez cu stăpânirea mea. Deci acestea a urmat marele părintele nostru Ștefan, cel cu adevărat om al lui Dumnezeu, cel cinstit cu sufletul și cu trupul, cel ce viața cea necâștigătoare a dorit și icoana lui Hristos și a Maicii sale spre străjuire a ținut-o. Cel ce întru Dumnezeu s-a îmbogățit și darului celui de mult preț s-a învrednicit. Acesta, luând stăpânire, a călcat asupra șerpilor și a scorpilor și peste toată puterea vrăjmașului celui rău și a vindecat toată neputința și toată vătămarea, ne-a arătat nouă minunile lui Dumnezeu cel făcător de minuni, darul cel cu destulare, izvorul ce izvorăște curgerile cele curgătoare de miere. Odată a venit în insulă la acest fericit Ștefan un orb oarecare, asemenea cu orbul din naștere, strigând: robule al lui Dumnezeu, cel înalt Ștefane, vindecă-mi ochii, deschide-mi orbirea și luminează-mă pe mine cel întunecat, ca prin tine, văzând alcătuirea celor ce se văd și minunându-mă de bunătatea lor, să laud prin făpturi pe cel ce l-a zidit. Pe acesta, văzându-l fericitul Ștefan că este orb la vedere, dar are în el credința care mută munții, a răspuns către dânsul: de ce cer de la mine, tinere, să-ți dau cele ce sunt mai presus de mine? Ce ai văzut în mine din faptele bune ca să ceri și să ai această vindecare pe care singur ziditorul și Dumnezeul tuturor, acolo unde voiește-o în parte? De ce nu ai alergat către Hristos? De ce, lăsând pe ziditorul, ai venit la făpturi? De ce, părăsind pe stăpânul, la rob ai ajuns? Nu știi că toți de obște avem trebuință de ajutorul lui? Nu știi că eu însumi sunt om ca tine? Deci de ce cauți cele ce nu pot ale avea? De ce voiești să mă fac tămăduitor al unei asemenea boli, căreia numai singur Domnul are puterea a-i dărui vindecare, care mai înainte pe orbul l-a vindecat? Cu aceste graiuri, cuviosul depărta pe tânăr cu cuvinte blânde, iar acela se împotrivea și, urmând pe orbul cel din Evanghelie, striga tare și pe Sfântul îl ruga zicând: miluiește-mă, o adevărată sluga lui Dumnezeu, Ștefane! Pentru că acela ți-a dăruit ție acest dar și prin tine îmi va dărui lumina cea adevărată și strălucirea ochilor. Deci să nu lepezi îndrăzneala mea, părinte, nici cu zăbovirea să întârzi darul, nici cu norii să acoperi soarele, ci văzând necazul meu, dă-mi vindecare. Măsurându-mi credința, dă-mi darul. Cumpănindu-mi dorul meu, vindecă-mi durerea. Deci cuviosul Ștefan a zis: ai credință? Te închini icoanei lui Hristos, a Maicii sale și a Sfinților? Crezi lui Dumnezeu cel ce și prin icoane vindecă, precum mai înainte acea cinstită Maria Egipteanca crezând, luând chezășuire de la icoană către pocăință s-a apropiat și s-a mântuit? Iar el a zis: cred, Doamne, și crezând mă apropii și mă închin. Iar Ștefan a zis către el: în numele Domnului nostru Iisus Hristos, care pe cel orb l-a vindecat, întru care crezând ai venit aici și ai mărturisit că te vei închina la icoană, fie ție ca să vezi soarele. Deci îndată i s-au deschis ochii
și s-a făcut sănătos tânărul, ca și când niciodată nu a fost orbit de lumina ochilor. Această preaslăvită vindecare făcându-se, s-a dus veselindu-se și bucurându-se, lăudând pe Dumnezeu și slăvind pe cel ce dă sfinților săi niște daruri ca acestea asupra bolilor. Această minune s-a făcut în insulă pârga ostenilor lui, pentru care noi, pe Hristos slăvindu-l și pe cuviosul Ștefan după vrednicie lăudându-l, la altă facere de minune să ne mutăm. O femeie de neam bun, petrecând în Cizic, avea un copil ca de 9 ani care era îndrăcit. Deci, auzind ea de sfântul, a mers la el împreună cu copilul. Și numai cum a văzut de departe închiderea, copilul cel ce era chinuit de duh necurat, fierbându-se de drac, se scutura des, spânzurând în văzduh și întinzându-se și iarăși de năprazne căzând jos. Iar către sfântul scotea dese și nedeslușite glasuri, precum se întâmplă când dracul grăiește prin trupul celui ce pătimește, făcându-l a sa unealtă. Iar mama copilului, mai cu durere decât cel ce pătimea, vărsând lacrimi și pe fiul său ținându-l de mână, zicea: Miluiește-mă pe mine, ticăloasa sfinte, singurul meu fiu este acesta pe care acum îl vezi îndrăcindu-se și dacă mă rog lui Dumnezeu să moară acesta, mă pătrunde nenașterea de fii. Iar al avea îndrăcindu-se astfel nu pot, pentru că noaptea și ziua îmi chinuiește sufletul. Două suflete miluiește și tămăduiește sfinte, pe copil de duhul cel rău și pe mine de chinuire, căci mari supărări se întâmplă mamelor când copilul cel iubit pătimește ceva. Apoi, văzând pe mama sfântului, a alergat și a căzut la picioarele ei, plângând și zicând: Tu singură știi durerea mea, ca una ce asemenea ai avut fii. Tu măsoară chinuirea și pe fiul tău roagă-l să se roage Domnului pentru pietul meu copil, pentru că mama păcătuind prea cumplit, pruncul se pedepsește. Cu aceste graiuri jalnice, nu numai pe mama sfântului, ci și pe toți cei ce erau împreună mișcându-i femeia spre tânguire, cuviosul Ștefan a poruncit unui monah să facă semnul crucii pe tot trupul copilului. Apoi el, rugându-se cu lacrimi din închidere, a chemat pe nume copilul și făcându-l să se închine icoanei lui Hristos împreună cu maica sa, l-a slobozit pe dânsul sănătos. Și astfel luminat s-a împlinit cuvântul lui David, mama veselindu-se de fiu s-a dus. O altă femeie prea cinstită, ce-i curgea sânge de 7 ani, fiind slăbălogită de aceasta, se rușina și nu se pricepea ce să facă, deznădăjduindu-se de vindecarea ei. Aceasta locuind în Iraclia Traciei, aproape de malul mării, și auzind de la cei ce călătoreau pe mare facere de minuni ale cuviosului, a început a întreba rugându-se: Unde petrece prietenul lui Dumnezeu și doctorul meu? Iar aceea, arătându-i insula de cealaltă parte, fără să pregete, a intrat în caic și a alergat la cuviosul Ștefan, arătându-i suferința și cu lacrimi rugându-se să o vindece. Deci pentru aceasta rugându-se, părintele a vindecat-o prin ungerea întru Hristos și prin închinarea la icoana sa. Și întărindu-se cu trupul, a treia zi femeia a cunoscut desăvârșit că s-a vindecat, nemai fiind supărată cu boala. Și multe alte minuni a făcut cuviosul pe mare și pe uscat. Dar aducându-mă cuvântul de la unele la altele, nici cum nu mă lasă să tac, căci și mai înainte am mărturisit sărăcia mea că nu sunt îndestulat spre a spune toate povestirile. Pentru că sfântul s-a făcut împreună călător cu toți cei care călătoreau cu rugăciune și cârmaci celor ce erau în furtună, iar mai ales în vreme de vifor cumplit. Căci atunci când vedea valurile mării ridicându-se și urletul ei biruind auzurile, atunci îndemna pe frat la rugăciune cu din adinsul pentru cei care călătoresc și cânta acel grai prorocesc: Nu în râuri să te mânii, Doamne, nu în râuri mânia ta sau în mare pornirea ta. Și se putea vedea după ce se alina marea, venind unii și vestind mântuirea lor, cea prin cuviosul, și cum ziceau ei în vremea nevoii, a fost văzut împreună călător cu noi, cu rabia îndreptând-o și la cârmă stând și cârmuind prea potrivit. Și între acest chip toți slăveau pe Dumnezeu. În vremea acestor minuni ale cinstitului părintelui nostru Ștefan, în al doilea an al izgonirii în acea insulă, drept credincioasa mama a cuviosului Ștefan s-a dus către Domnul, zicând fiicei sale: Nu plânge, Teodotii, căci vei merge cu mine. Și după 7 zile a dormit în pace și sora sfântului. În zilele acelea, un oricare Ștefan, ostaș din ceata armenilor, făcându-se pe jumătate uscat cu trupul, se grăbovea la pământ. Acesta venind din insulă, a căzut la sfântul și rugându-l s-a închinat la icoana lui Hristos și a Maicii lui cu credință și s-a întors la ceata lui drept și cu totul sănătos, prin rugăciunile cuviosului. Iar ostașii întrebând cum, în ce chip și de cine a fost vindecat, el le-a răspuns: În Proconis este un monah închis și izgonit, numit Ștefan. Acesta rugându-se și făcându-mă pe mine să mă închin la 2 icoane, una lui Hristos și alta a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, sărutându-le, îndată am dobândit vindecare. Iar cei fără de lege, luându-l în batjocură, au zis către dânsul: Vai de tine, Ștefane, te-ai închinat idolilor! Și l-au clevetit pe dânsul către stăpânitorul Traciei, iar acesta, cunoscând cele pentru dânsul, de grab l-a trimis la împărat. Iar tiranul împărat, primindu-l, a zis: Cum te-a învățat nepomenitul acela să te închini la niște înlăluciri ca acestea? Iar el, mai vârtos lepădându-se și iertare cerând,
ca unul ce acum se rătăcise, îndată pierzătorul l-a cinstit cu vrednicia de sutaș, ca pe unul ce a cinstit icoana lui Hristos. Dar Dumnezeu cel ce judecă drept și care prin prorocul strigă: numai pe cei ce mă slăvesc pe mine îi voi slăvi, iar cei ce mă defaimă pe mine se vor necinsti, n-a trecut cu vederea răzbunarea nedreptei judecăți. Căci călăcătorul acela de lege, luând vrednicia, când se întorcea de la împărăție acasă, fiind trântit de cal și de picioarele acestuia fiind zdrobit, a fost omorât și sufletul său rău și l-a lepădat. În acest chip, vicleanul Balaur a poruncit ca sfântul să fie adus de grab de la Proconis, zicând că, și zgonit fiind, nu încetează învățând pe popor a se închina idolilor. Deci, întorcându-l din Proconis, a poruncit să-l ducă în temnița întunecată și în obez să fie păzit, iar picioarele lui în legături să le pună. Și după câteva zile, șezând între doi boieri ai lui în palatul cel de lângă mare, care se numea Faros, și făcând întrebare, a poruncit să aducă pe sfântul. Iar sfântul, când era să intre la împăratul, luând un ban de la un iubitor de Hristos, îl ținea înăuntru culionului său. Iar când a intrat, abia l-a văzut nelegiuitul împărat și de mânie biruindu-se a strigat zicând: O ticăloșie! O, ce rabd! Oare și nevrednicul acesta de pomenire să defăimeze împărăția mea? Și acesta se râde de mine? Și acesta vrea să mă ocărască și stăpânirea mea într-un nimic să o socotească? Iar sfântul, nimic răspunzând și jos la pământ plecându-se, tiranul se uita la dânsul cu iuțime, căutând cu ochii sângerați. Și învârtind cu mâna prin văzduh, șuierând tare ca un balaur, a zis: Mie nu-mi răspunzi, prea pângărite cap. Iar sfântul a zis către dânsul: Împărate, de voiești să mă chinuiești, chinuiește-mă, iar dacă voiești a mă întreba, vorbește cu blândețe, căci așa poruncesc legile să judece judecătorii. Iar împăratul a zis: Spune, căror hotărâri și porunci părintești nu ne-am supus, de zici că avem socoteală eretică? Sfântul a zis: Zugrăvirea pe pereța icoanelor care de demult a fost primită și închinată de toți părinții, pe aceasta ați lepădat-o din biserică. Iar împăratul a zis: Nu le numi pe acestea, o necuvioase cap, zugrăviri de icoane, ci zugrăviri de idoli. Și ce împărtășire au cu sfinții? Sau ce împărtășire are lumina cu întunericul? Sfântul a răspuns: Împărate, creștinii nu materii în icoane au hotărât a sluji, ci celui închipuit pe ele ne închinăm. Suindu-ne gânditor la pricinile chipurilor celor din tâi printre această vedere, iar partea cea domnitoare întinzându-se la dogmele și scopul bunei credințe, la lăcașurile cerurilor cele înalte, ca să putem prin mărimea unor ca acestora a ne încuiba la cele dorite, pentru că învoirea pentru cea privită este ca un cuib oarecare al sufletului, pe iscodirea minții cea nestătătoare odihnindu-l la sine, ca pe o pasăre mult rătăcitoare. Împăratul a zis: Cu dreptate este oare ca cele ce sunt propovăduite de oameni că sunt nemărginite și a nevoie văzute și nici de minte ajunse, a le închipui în chip simțit și prin materia în china lor, nefiind acestea cunoscute, fără numai nemărginirea, precum zice Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu? Și este oare cu putința în închina acelora în materie, a căror fire nimănui nu este adevărită? Cuviosul a răspuns: Care din oameni, având înțelegere, zice că este cu putința să se zugrăvi cu vopselele cele făcute din materie, firea dumnezeiască cea nematerialnică, care covârșește toată mintea, al cărei chip nici cu mintea nu se poate închipui și cum este cu putință a o închipui cu vopsele? Iar noi, când închipuim în icoană pe Hristos, atunci nu închipuim firea dumnezeirii lui, ci însemnăm chipul acela al dumnezeștii lui omenirii, cel arătat într-o asemănare a noastră și de mâinile apostolilor pipăit, precum grește Sfântul Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, care l-am văzut cu ochii noștri, care l-am privit și mâinile noastre l-au pipăit. Iar de-mi vei pune înainte cuvântul lui Moise, care zice să nu-ți faci ție chip cioplit, nici orice asemănare din câte sunt în cer sus și câte sunt pe pământ jos, chiar pe Moise însuși îl voi arăta ție că a făcut închipuirea doi heruvimi de aur, de care Dumnezeescul apostol zice așa: Heruvimii slavei care umbreau altarul. Încă și altarul, cortul și sfânta sfintelor închipuiau asemănarea cerească, precum același apostol grește, care slujesc chipului și umbrei celor cerești. Deci ce fără de lege facem când închipuim pe icoană chipul lui Hristos cel în vedere de om și ne închinăm lui? Oare închinându-ne și crucea aceleia făcute din orice fel de materie, ni se pare că ne închinăm materiei? Încă și vasele cele sfințite care se cinstesc de noi, niciun fel de zminteală nu fac conștiinței noastre, deoarece suntem adeveriți că se sfințesc prin chemarea numelui lui Hristos. Și ce să vorbim mai multe, oare vei lepăda din biserică și sfintele taine, care cu aceeași închipuire, sub vederea pâinii și a vinului, cuprind cu taină trupul și sângele lui Hristos, prin care se închipuiește același trup al lui Hristos, care a pătimit pe cruce și acum este fără pătimire în cer, cărora ne închinăm și le sărutăm și împărtășindu-ne cu dânsele, moștenim sfințenia? Iar voi, ne făcând deosebire între sfânt și necurat, icoana lui Hristos o socotiți ca pe idolul lui Apollo, iar pe sfânta născătoare de Dumnezeu ca pe idolul Artemidei. Și nu v-ați înfricoșat a le numi pe dânsele idoli și le-ați călcat cu picioarele și le-ați ars.
Iar împăratul a zis: O, tu orbitule cu mintea și de câte nepomeniții mai nepomenit! Călcând icoanele, oare pe Hristos l-am călcat? Să nu fie! Iar purtătorul de semne, Ștefan, de-a pururea purtând într-o sine pe Hristos și de dânsul învățându-se, punând mâna în sfințitul culion și scoțând banul, l-a arătat, precum Hristos a arătat adunării celei mai dinainte a iudeilor, purtând chipul și numele pierzătorului împărat. Și a zis: Al cui este chipul acesta, împărate, și scrisul de pe el? Iar tiranul, înspăimântându-se, a zis: Al celui ce împărățește. Sfântul a zis: Oare dacă pe acesta, aruncându-l la pământ, de bunăvoie îl voi călca, voi suferi muncă? Iar cei ce stăteau de față au zis: Dacă își poartă semnul și numele nebiruiților împărați. Iar Sfântul oftând a zis: Dacă voi ziceți așa, oare ce muncă vă suferi cel ce a călcat și ars chipul lui Hristos și al Maicii sale din icoană? Negreșit se va da focului celui fără de sfârșit și veșnic și viermelui celui neadormit. Și aruncând banul, l-a călcat. Atunci cei ce stăteau lângă împărat, sărind asupra Sfântului ca niște fiare sălbatice, au vrut să-l arunce din palat în mare, căci era palatul lângă mare. Dar împăratul, cu vicleșug oarecum, pentru că se schimba ca un șarpe, i-a oprit. Și îndată legându-l pe Sfânt de gât cu mâine înapoi, l-a trimis la temnița cea de obște a Bizanțului, unde se numește Sfințitul Divan, ca să se judece după lege pentru că a călcat chip de împărat. O nebunie! Căci cei ce au defăimat legea lui Dumnezeu și icoana lui au călcat-o, aceștia fac lege ajutătoare pentru al lor chip, care îi îndreptățesc. Și cine oare nu va râde de nebunia acestora? Iar Sfântul Părintele nostru Ștefan, fiind trimis la temnița numită Pretoriu, numai cât a intrat în pridvoare, s-a înfierbântat inima lui înăuntrul lui. Ca să zic așa, după prorocul și focul cugetării aprinzându-l, a grăit cu limba sa sfârșitul zilelor vieții sale zicând: Aceasta este odihna vieții mele și aici voi locui până la cea mai de pe urmă răsuflare vieții mele, căci pentru icoana lui Hristos am ales-o pe dânsa.